Polițiștii postului de poliție Brusturoasa l-au depistat în flagrant pe un băcăuan de 34 de ani în timp ce transporta cu o autoutilitară 200 de pomi de Crăciun fără a poseda documente legale de proveniență și transport. Pomii de Crăciun în valoare de 6.000 de lei au fost confiscați, iar bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei. Polițiștii Băcăuani au intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice. S-a acționat în sistem integrat în vederea diminuării ilegalităților îndreptate împotriva Fondului Forestier Național privind tăierea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase și a pomilor de Crăciun. Pe lângă Braz, polițiștii au mai confiscat cherestea și lemne în valoare de aproape 20.000 de lei de la doi bărbați din Harghita. Când le-au fost verificate încărcăturile și documentele, s-a observat că mărfurile nu corespundeau cantitativ și calitativ cu datele înscrise în avizele de însoțire. Ambii au fost amendați cu câte 2.000 de lei.